Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Am fost săraci până acum, dar de acum încolo vom fi și mai săraci, se plâng făgărășenii în ziua în care a dat startul la sărăcie. Viața va fi tot mai grea, totul s-a scumpit, iar portofelele sunt goale. Oamenii se tem de ceea ce așteaptă de acum încolo și se gândesc cu groază că nu vor mai avea ce să mănânce. 1 iulie a venit cu un val de scumpiri. Taxa pe valoare adăugată a crescut cu 5%. Astfel, cu TVA-ul de 24%, toate prețurile au sărit în aer peste noapte. Prin magazine, oamenii abia își mai pun câte un produs în coș și privesc cu amărăciune spre etichetele cu prețuri. Tot ce le trece prin gând în aceste momente făgărășinilor este cum și de la ce vor fi nevoiți să se abțină. În plus, unii pensionari cred că ar fi scăpat mai ușor dacă li s-ar fi luat 15% din pensie decât să le scumpească medicamentele. Ăștia vreau să ne ia pielea sau să ne omoare. De la ce o să vă abțineți? Timp. Păi nu poți să te abțin de la nimic, trebuie, medicamentele trebuie, că dacă nu te duci dincolo și multe trebuie. Nu te poți abține de la nimic. Să vă abțineți de la ceva dacă se scumpesc? Păi de la medicamente, ca să mori mai repede, să rămână bogați în țara asta, că altfel nu avem ce face. De 1,5 milioane aproape pe lună pentru medicamente. Va fi foarte greu pentru pensionar, pentru... De la ce o să vă abțineți? Apoi de la consumuri care nu ne avantajează. Deci o să ne lăsăm ușor și cu mâncarea și cu tot. Va fi greu? Foarte greu. Foarte greu va fi. Foarte greu va fi. Ține și de la ce putem. Că n-avem ce face. Medicamente, mâncare. Și medicamente, și mâncare. Nu mai ducem la medici așa cum trebuie să ne ducem, că trebuie să ne suntem bolnavi, trebuie să facem tratament. N-avem ce face. Ne abținem, că n-avem ce face. Facem numai ce putem. Dacă așa vrea conducerea țării, să ne ducă în impasul în care ne duce, foarte greu va fi. Mai bine ne tăia din pensie și nu mai mărea prețurile. E tot una. Orică a mărit prețurile, orică ne tăia din pensie, e tot la fel. Nu ne-a făcut, domnii, nu ne-au făcut nicio facilitate. Va fi foarte greu cu scumpirile astea, deși săraci am fost și până acum, dar acum va fi foarte greu. Spuneți-mi de la ce să vă abțineți? Aoleo, nici nu știu, de la tot, probabil. În primul rând de la mâncare, de la astea pleacă, astea la ante. Viața care îi așteaptă pe român nu va fi deloc ușoară. Cu alimente, medicamente, benzină, toate mai scumpe, taxe și impozite mărite, reduceri salariale, mulți dintre concitadini nu își vor permite să cumpere nici măcar o pâine pe zi. Coșul zilnic al făgărășanului de rând va fi prea gol pentru o viață normală.